Ele dansează, vor dansa foarte frumos și intră ceva care este foarte penibil, probabil un concurent din într-o anumită zonă a țării, care va fi lepăda neagră, eventual. Cred că așa clar. E. Care va face ceva demn de-ai umor. Aici e. Aici era. Ce bună e treaba. I see where this is going. Vom parte în altă, că acolo avem loc. They are gymnasts normally, so they are no dancers. Yeah. She has bigger feet than me, yeah. And I have 105 kilos. But that's more education, physical and sport. Lacul Lebedelor. Astăzi am avut 4 balerine care au demonstrat că tristețea unui lac înghețat poate încălzi patinele plictisiților de la umor. Așa suntem noi în momentul ăsta și în dreapta acolo e Chelu. Câtă grație! Băieți niște. Foarte niște. A fost delicioasă, mă. Super expresivă. A fost ca un cârnăcior. Printre macarons. Niște macarons albi, așa, și un cârnăcior, simpatic și drăguț, fără referire la aparențele, nu, efectiv, așa, ca nu ca în perete, dar simpatică, cu farme, cu haz. I-a zis că o gimnastă din aia care revine după, știi, la olimpiadă, după ce s-a lăsat, au trecut niște revelioane cu sarmale, cu aia, și pe urmă a zis, hai mă că revin. Thank you.
expresivitatea ei și ideea cu lebăda bodybuilder, absolut fantastică. Absolut fantastică. Excelent. Super. Excelent. Dacă cineva a scris scenariul și a venit ideea în treaba asta, e absolut genial. Același om cred că și-a dat toți neuronii pentru lacul lebedilor bodybuilder și a mai rămas unul și a zis, mai am o idee, Stan și Brand, ai Stan și Stan. Ăla a fost ultimul neuron al unui om genial. Ce mai faci?